ziua, numele meu este Rășcanu Dumitru, reprezint compania Apisrom, unul din cei mai importanți procesatori de miere de albine din România. Povestea începe în anii 90, printr-o tradiție de familie, provenind dintr-o familie de apicultori, când tata a reluat tradiția apiculturii în familie. Aici ne aflăm în sala de omogenizare, unde mierea, odată ce a fost încălzită în camerele calde, undeva aproape de 45-47 de grade, o urcăm în aceste omogenizatoare și omogenizăm mierea minim o oră pentru a obține de la primul la ultimul kilogram o miere cu aceleași caracteristice. Cunoștințele despre miere și laboratorul împreună ne ajută să achiziționăm numai miere de calitate și de asemenea să ne asigurăm că ceea ce ajunge în magazine și pe rafturile românilor este de cea mai bună calitate de asemenea. Bă, mie mi-e milă să deschid borcanul ăsta, că dacă îl deschid îl mănânc tot. Tartinabilă Apisrom. Venim cu o propunere extrem de onestă, nu venim să vindem ceva, ci venim să propunem un parteneriat. Poate fi un punct de cotitură pentru businessul nostru și de asta ne și dorim să avem succes. Nu uităm să zâmbești. Da. Sunt cruntat. Concentrat. Da, stresul, da. Imaginez. Mamă, bea aștept să încerc asta. Asta mi se pare foarte tare. Cioco? Asta e super sănătoasă, cred. Cremă de miere și miere cu fructe sau ciocolată sunt doar câteva dintre produsele inventate de doi apicultori în căutare de și mai mult polen. Bună seara, leilor! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! Suntem Dumitru și Gabriel Rășcanu. Și am venit în seara asta, în fața dumneavoastră, să vă prezentăm o gamă de produse inovative ce se dorește a fi o alternativă sănătoasă la dulciurile convenționale pe bază de zahăr. Mierea cremă și derivatele ei satisfac nevoia de dulce, oferind consumatorilor beneficiile însumate ale mierii și fructelor. Mierea cremă se obține printr-un proces unic de cristalizare, prin care oferim acestea o textură cremoasă. Devine un produs tartinabil și este ideală pentru un mic dejun sau pentru un dulce oferit copiilor. De asemenea, pentru iubitorii de ciocolată am creat produsul Cioco Miere, care prezintă o combinație între miere cremă și combină dulceața mierii și o notă savuroasă de cacao. Eforturile noastre de cercetare și inovare nu s-au oprit aici. Am dezvoltat mai departe mierea cremă cu fructe, în care am combinat mierea cremă cu fructe uscate, cum ar fi afine, căpșune, coacăze, cătină, zmeură. Dintre beneficiile acestor produse aș enumera faptul că nu conțin zahăr adăugat, nu conțin ulei de palmier, sunt fără conservanți, fără aditivi, nu curg, nu mânjesc și sunt pline de vitamine, minerale și antioxidanți. Am venit în seara asta deoarece căutăm parteneri strategici pentru a crea și dezvolta branduri pentru aceste produse. Solicităm 320.000 de euro și oferim 35% din această linie de business. N-am vrut să venim să ne împrumutați bani sau să ne creditați. Păi și nu puteai să spui de la început așa? Cum faceți asta? Avem cea mai dulce doamnă din Vaslui. Bine, atunci eu mă răzgândesc. Vrem să dăm curs ofertei doamnei Cristina? Nu-s de acord. Trebuia să veniți cu lecția asta făcută. Acum eu ce să vă zic? Răzvan, tu mai zici ceva? Păi nu mai zic că m-am retutit de tot. Solicităm 320.000 de euro și oferim 35% din această linie de business. Dumitru și Gabi, bine ați venit. Spuneți că nu conțin absolut deloc zahăr. Nu conțin zahăr adăugat. Mierea în mod natural are un procent de 35% de zahăr. Spuneți-ne un pic mai mult despre procesul ăsta. Prima dată noi creăm produsul de bază, care este mierea cremă. Mierea cremă este 100% miere, doar îi schimbăm textura. Aici, cum faceți asta? E un proces de cristalizare controlat. De unde provine mierea? De la apicultorii români,
noi cu precădere operăm pe partea de est a României, de la Botoșani până la Brăila, inclusiv sudul țării spre București. Dumitru Gabriel, voi ați zis că vindeți 35% din această linie de business. Da. Care alte linii de business aveți? Noi avem o afacere care se ocupă cu miere de albine și cu ceară. În linia asta de business, noi o vedem ca o linie independentă, separată de firma mamă. Okay. Și atunci venim acolo cu un spațiu, o clădire, o fabrică, da? Venim cu tehnologie, venim cu tot know-how-ul, venim cu tot ce înseamnă patente, că am înregistrat... Dar, Gabi, nu merge, adică vei face o altă firmă în care eu voi participa? Vrem să facem o altă firmă, o entitate separată, care să producă strict gama asta de produse. Stați puțin, stop. Eu vă întreb, da. Dumneavoastră vreți să aveți două business-uri cu miere, unul cu asociați și unul fără? Nu. Da. Păi cum nu? Deci ăla rămâne cu treaba lui și ăla nu vinde. Păi cu treaba lui, dar nu vie pe cu petrol, da, e tot vinde. Cu miere. Dar voi sunteți acolo. Mai bine schimbați procentele pe care vreți să le oferiți investitorului, dar lăsați tot businessul la comun. Pentru că altfel vă vom suspecta noi ca investitori totdeauna că veți crea facilități companiei din care aveți 100%. Ok, noi și nu-i corect. Am putea face treaba asta, dar evident că bucățica din apisurăm o să valoreze mult mai mult. Trebuia deci să veniți cu lecția asta făcută. Acum eu ce să vă zic? Dumitru și Gabriel, felicitări pentru că aveți o firmă mare, profitabilă în Vaslui. M-am uitat pe termene.ro, în ultimii 4 ani ați făcut cam 4 milioane de euro profit. Deci nu cred că stați în 350.000 de euro. Ceea ce mie îmi ridică niște alte semne de întrebare, că poate n-ați avut cea mai onestă intenție prezent. Să veniți aici și e mai mult o vânzare la 2 milioane de români. Deci noi n-am venit să vindem ceva, că noi ne putem finanța de la bancă. Noi căutăm un partener care se pricepe la branding, pentru că noi nu suntem așa buni specialiști în asta. Noi asta vrem, să creăm branduri și să dezvoltăm branduri. Da. Ok, dar okay. De ce nu angajați un specialist care se pricepe la branding? Hai să fim serioși. Doar nu vreți să luați un specialist care se pricepe la branding asociat în companie? Și investitorii sau nu sunt specialiști în branding. Specialistul să vă mai dea și niște bani. Căutăm oameni cu o experiență în prealabil ca să știm că mergem la punctochit.lovid. Da, eu vă doresc mult succes și vă mulțumim. Felicitări pentru produse. Și mă retrag. Da, domnul Varga. Mai bine ziceați 10% din tot sau 5. Știi, decât hai că vrem să facem fițe și o parte care nu știm cum va merge, hai să vedem, să avem ajutor, să ne ajute cineva și așa. De aceea mă retrag. Vă mulțumim. Domnilor dragi și dulci, mă bucur că sunteți specialiști și că vă faceți treaba bine. Înțeleg că aveți nevoie de cineva care să lucreze la branding. Ăsta nu-i bine. Dar nici asta. Produsul e bun, e păcat să nu-l faceți să arate bine. Ăsta arată a muștar, branding-ul, nu? Pot să vă recomand o companie de branding corectă, care face branduri bune. Mulțumim. Însă nu investesc în afacere și mă retrag. Vă mulțumim. Mulțumim. Cifrele de pe cealaltă firmă? Cifra de afacere anului trecut a fost undeva la 36 de milioane de lei, cu un profit de 3 milioane. N-am vrut să venim să ne împrumutați bani sau să ne creditați. Am venit să căutăm un partener priceput care a mai făcut branding înainte, să ne învețe și pe noi să facem branding, că la asta nu ne pricepem. Sunt de acord cu voi, dar n-ați făcut-o corect. Adică noi n-am știut ce entitate puneți la bătaie. Era extrem de echilibrat, pentru că vin cu 270.000 de euro în bunuri valorice. Vin cu 320.000 pe lângă cei 320.000 care îi aduceți dumneavoastră. Eu genul ăsta de asociere vreau să o fac. Păi nu vreau și nu să puteai să spui de la început așa?
niciodată nu am avut oportunitatea să vă prezint business-ul, pentru că ați venit cu multe întrebări și n-am apucat să răspund la să vă prezint eu modelul de business. Știu, dar știți ceva și în business, dacă faceți tot așa că n-ați avut timp, cum n-ați avut timp? Pe platou au fost alte emoții și asta a fost... Ok, atunci ăsta să fie motivul, da? Bine, atunci eu mă răzgândesc și investesc, vă fac ofertă 350.000 pentru 50% din business-ul nou și puneți 50%. 350.000? Da. Răzvan, tu mai zici ceva? Păi nu mai zic că m-am rătutit de tot. 350.000 pentru 49% din afacerea voastră. Să aveți control. Hai să spun și eu părerea mea repede. Chiar și acum că s-au lămurit lucrurile, nu cred că pot să investesc în chestia asta. Și atunci mă retrag și eu. Dar uite, sunt două oferte aici care... Mulțumim. Ok, mulțumim. Vă lăsăm să vă gândiți. Aveți 2-3 minute. Noi golim borcanele până veniți. Da. Poftă bună! Mi se pare că sunt prea mari și prea vechi în piață ca să bălmăjească un pitch așa. Eu aș zice să-i facem o contraofertă ca după recuperarea investiției. Super, așa facem. Hai, ok, let's go. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru timpul acordat în primul rând și pentru încrederea în produsele noastre. Vrem să dăm curs ofertei doamnei Cristina. Mulțumesc! Cu mențiunea că după ce vă recuperați investiția inițială, să putem reveni la formula de parteneriat propusă inițial 35. În cât timp? În 5 ani? 5-6 5 ani? 5-6 ani. 6 ani. Nu-s de acord. 5. Nu-s de acord. Cum? Luăm greu de la început și după aia vreți să mă dați afară? Eu nu sunt obișnuită cu abandon din ăsta așa. Gabi? Eu vreau să acceptăm. Ok. Vă acceptăm oferta. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și... suntem siguri că vom fi parteneri de succes împreună. Mulțumesc! Succes, mulțumesc. Succes, succes! Și dragi succes. Colegi, să nu vă pară rău că ați pierdut această... Nu, doar eu am pierdut. Îmi pare rău. Nu știți toți, fiecare dintre voi, ce ați pierdut. Ca și glumă, îmi place să mă recomand cel mai dulce din Vaslui, pentru că procesez cea mai multă miere din Vaslui. Să știți că acum am un concurent, avem cea mai dulce doamnă din Vaslui. Cristina va deveni cea mai dulce din București acum. Dar nici n-au venit cu pantof muzet și ai luat. Și fără pantof muzet. Și ai venit și fără pantof. Trebuia să accept. Fără toc. Mulțumim mult. Mulțumim tare mult. Drum bun. Mulțumim. Bravo. Give me five. Bravo. Bună. Miere. Avem miere. Miere de vânzare, dragi români. Cea mai tare miere, nici nu știam de mierea asta. Noroc cu Varga, că mi-a deschis mintea să fac cea mai profitabilă investiție de la Imperiul Leilor. Cristina știe ce are de făcut pe partea asta de branding. Nu cred că m-aș fi descurcat rău nici eu din punctul ăsta de vedere, dar asta e viața. Da, nasol, sunt... De data acum sunt supărat focul.